Războiul declanșat de teroriștii Hamas în Israel a afectat excursiile românilor care voiau să ajungă în Țara Sfântă. Agențiile de turism au anulat în aceste zile zeci de excursii în Tel Aviv și Ierusalim, care erau programate de foarte mult timp. Pentru situația care se întâmplă acum în Israel, agenția noastră de turism și toți tur operatorii au asistat orice plecare în Israel. Toți turiștii care am avut în Israel au fost întorși în țară. Pentru o perioadă nedeterminată de timp, toate excursiile nu se efectuează pe Israel. Cei care au vacanțe achiziționate vor fi reprogramați pentru o altă perioadă sau își pot alege oricare altă excursie în oricare alt loc al lumii.